Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Poveste de Crăciun de Neluța Stăicuț Era o seară frumoasă de iarnă din apropierea Crăciunului. Ionuț, băiețelul acela drăguț cu părul crlionțat și ochișorii albaștri ca cerul senin de vară. Cum care Ionuț? Ionuț, băiețelul vecinilor de vizavi, cel care are vreo cinci anișori, însă este atât de bătrân și înțelept la vorbă, de ajuns să te întrebi uneori, oare cine este bătrânul și cine este copilul? Deci, Ionuț, Stă pe pervazul de la geamul casei și se uită cu ochișorii săi frumoși în lungul străzii. Mama sa intră pe ușă, îl vede îngândurat și le întreabă. Ce ai pățit, Ionuț? Stai acolo de câteva ore bune, te uiți în lungul străzii și nu scoți niciun cuvânt. Te doare ceva? Ce te frământă, dragul meu? Te pot ajuta cu ceva?" Ionuț se întoarce, se uită la mama sa și spune. Mamă, știi ce am o frământă? Și de câteva ore nu reușesc să găsesc un răspuns? Spune, dragul mamei, poate reușesc eu să te ajut. Ști, mamă, mă tot întreb. Moș Crăciun, a fost și el copil? Iar atunci când a fost copil, era așa ca toți copiii? Mama, profund șocată de întrebarea lui Ionuț, o înghite în sec, stă câteva minute pe gânduri și văzând că nu găsește niciun răspuns, își aduce aminte care ceva pe aragaz, îi comunică lui Ionuț care treabă și pleacă grăbită. La această discuție luau parte, pic și poc, cei doi papagali al lui Ionuț. Când mama lui Ionuț iese din cameră, pic își scutură aripile și tușește grav, ca și când ar dori să atragă atenția cuiva și spune: Hm, Ionuț, la întrebarea ta, cred că putem să-ți răspundem noi doi. Ionuț, fiind atât de îngândurat, nu-și dă seama în primul moment că cineva a vorbit cu el și continuă să se uite în lungul străzi. Poc, fratele lui Pic, își scutură și el aripile, gângure ceva în limba lui și apoi spune clar și răspicat. Ionuț! Hei, Ionuț! Tu nu auzi că vorbim cu tine?" Ionuț, auzind o voce total necunoscută, întoarce capul și caută cu privirea prin cameră, nu vede nimic deosebit și revine cu privirea către geam. Poc insistă și îl mai strigă odată. Ionuț, eu sunt Poc! Eu și fratele meu Pic putem să-ți răspundem la întrebarea ta. Hei, tu vrei un răspuns sau doar ai întrebat așa?" Fără rost și motiv. Ionuț întoarce privirea și îi vede pe cei doi papagali cum se holbau la el și încercau să-i atragă atenția. În acel moment se întreabă în sinea lui: Măi, eu m-am prostit de tot? Cum adică să vorbească papagalii cu mine? Pic și poc îi aud gândul și îi răspund. Ionuț, dragul nostru prieten, pentru că mereu te-ai purtat frumos cu noi, mereu ne-ai vorbit, ne-ai făcut curat și ne-ai hrănit, ne-am hotărât să te ajutăm și să-ți răspundem noi la această întrebare a ta. Vrei să afli adevărul? Ionuț se uită uimit către cei doi papagali, se freacă la ochi ca și când atunci s-a trezit și spune Normal, normal că vreau un răspuns, însă nu înțeleg. Voi, papagalii mei, vorbiți? Până acum nu ați vorbit niciodată. Cum? Voi știți să vorbiți așa ca noi oamenii? Pic și poc răspund în cor. Normal că știm! Ce, nu ai auzit că papagalii pot vorbi la fel ca oamenii? De ce crezi că noi nu am putea să facem tot ce fac și alți frații de-ai noștri? Ionuț stă câteva minute pe gânduri și apoi spune. Păi, păi, de unde să știți voi răspunsul la această întrebare? Voi... Nu ați văzut că nici mama mea care le știe pe toate nu a știut să-mi răspundă? Cum să-mi răspundeți voi, voi doi care nu citiți, nu socotiți, nu mergeți la școală? Pic și poc nu se lasă intimidați de Ionuț și îi răspund. Știi, Ionuț, noi știm răspunsul la această întrebare, deoarece am aflat-o de la bunicii noștri, care o știau de la bunicii bunicilor lor. Înțelegi? Adică mai concret fiind spus, străbunii noștri au locuit în casa în care Moș Crăciun a fost copil. Acum ai înțeles? Vrei să-ți povestim sau nu? Ionuț se dă jos de pe pervazul ferestrei, se așează pe fotoliu de lângă Colivia lui Pic și Poc, și le spune plin de entuziasm: Cum să nu vreau? Auzi întreboare? Normal că vreau! Că nu degeaba am întrebat, ci pentru că eu chiar vreau să știu! Atunci, Pic și Poc se așează confortabil pe stinchiuța pe care își făceau siesta. Și a început povestea. Deci, de mult de tot, când stră-stră-stră-stră bunicii noștri erau copii, ei locuiau în casa în care a venit pe lume Moș Crăciun. Într-o zi, unul dintre stră-stră-stră-stră bunicul nostru a văzut mare agitație în casa aceea și a devenit mult mai atent la ce se întâmplă în jurul său. A văzut cum a venit doctorul familiei, a văzut cum toată lumea se agita care încotru. Bunica casei aducea într-o oală mare, mare de tot, apă caldă, mătușa venea grăbită cu mai multe prosoape. Toate persoanele intrau în aceeași cameră, în camera în care, în camera în care doamna Bela Crăciun, proprietarea casei, avea dormitorul. De câteva minute, toată lumea intrase în acea cameră. Era o liniște profundă, nu se auzea decât pisicuța care torcea liniștită în fața șemineului. La un moment dat, liniștea a fost brusc întreruptă de țipătul unui copil mic. Mic de tot și mai multe glasuri. S-au auzit cum o felicitau pe doamna Bela pentru frumosul copilaș pe care l-a dusese pe lume. Tantia Glaie, menajera casei, iese după câteva momente din acea cameră cu un copilaș în brațe. Un băiețel micuț, micuț de tot, frumos, frumos tare, cu niște ochișori ca tăciunele, înfășurat într-un prosop alb, ca spuma laptelui. Merge cu el într-o cameră. Care ulterior au aflat că era camera copilului, și din acea zi au aflat că acea familie s-a mărit cu încă un membru. Uh, stră, 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 bunicii noștri au asistat cum acel copil a crescut în acea casă, cum părinții săi îl sărbătoreau în fiecare an, într-o seară. De 25 decembrie, când întreaga casă se umplea de lume, când toată lumea primea cadouri care totdeauna erau puse sub un brad care trona undeva în sufrageria casei, unde se așeza și masa pentru toți cei prezenți. Copilul era un copil ca toți copiii, cel făcea deosebit era faptul că era mult, mult mai cu minte ca alți copii. Era foarte ordonat, era foarte atent să nu-i supere pe cei din jur. Niciodată nu mergea cu lecțiile nefăcute la școală, nu refuza niciodată să mănânce ceea ce îi se punea în farfurie, dar mai ales nu uita nici când să mulțumească frumos pentru masă. Și astfel, Copilul a crescut mare, ajutându-și părinții la treburile casei, învățând toate lecțiile și fiind un băiat exemplu, dar mai ales era atât de înțelept încât toată lumea spunea despre el că parcă este un moș înțelept și amuzându-se mai mereu de faptul că era atât de bătrân în gândire, i-a rămas numele de moș Crăciun. Timpul a trecut. Că asta e treaba lui să treacă. Iar Moș Crăciun a devenit un tânăr înțelept, care, văzând lipsurile în care trăiesc unii copii, și-au propus ca, începând din acel an, el să le cumpere cadouri tuturor copiilor care erau cu minți ordonați, ascultători, atenți cu frații și surorile lor, dar și cu colegii de școală, cu vecinii și cu părinții. A început prin a merge mai întâi la vecinii de pe strada sa, apoi la cei de pe străzile din apropiere. Se interesa tot anul care copil este cu minte, care este ascultător, ce anume își dorește și își tot nota în cursul întregului an tot ce putea să afle despre copiii din orașul său. Însă erau copii mulți, mulți de tot, iar el era singur. Astfel s-a hotărât să facă un concurs la care să participe doar Spiridușii, deoarece nu dorea ca acei copii să-i vadă când le vor duce cadourile sub răduțul de Crăciun. Apoi și-a dat seama că nu pot căra atâtea cadouri în brațe și s-a dus în pădure și a întrebat animalele care dintre ele vor să-l ajute. La început s-a oferit să-l ajute lupul, ursul, leul, vulpea, mistrețul și chiar câțiva iepuri. Însă, când vedeau ce trăsură vor trebui să tragă, toți băteau în retragere și renunțau rând pe rând. Iată că aude această ofertă și o familie de reni care și-au spus că pot și ei să se bucure de sărbătoarea Crăciunului, mergând cu moș Crăciun la fiecare copil în parte. Și de atunci, moș Crăciun, împreună cu spiridușii săi și cu familia de reni, pleacă întotdeauna și cu treieră pământul de la nord la sud, de la est la vest, astfel încât toți copiii de pe pământ să primească în noaptea de ajun tot ceea ce își doresc. Știți voi, copii, de ce a ales Moș Crăciun să facă acest lucru în fiecare an? Cum nu știți? Nu ați înțeles? E, păi e simplu! Pentru că el se bucurase an de an de ziua sa de naștere și a zis că dacă el este atât de norocos încât să-și poată sărba ziua cu mulți, mulți, mulți invitați și multe daruri, de ce nu ar face el și pe alți copii părtași la bucuria sa? Și astfel, în fiecare an, Moș Crăciun vine la fiecare copil în parte și aduce ceea ce acesta își dorește, iar dacă vreodată se întâmplă ca un copil să nu primească ce și-ar fi dorit, nu vă supărați, că nu moșul este vinovat, ci pur și simplu câte un spiritul se întâmplă să mai încurce notițele cu ce trebuie să primească fiecare copil în parte și din cauza acestor încurcături, e, se mai întâmplă că unii copii să nu primească niciun dar. Dacă moșu ar afla că un copil, nu, a fost cu minte ordonat, ascultător, atunci nu mai vrea să-i ducă un dar. Și așteaptă până anul următor, când acel copil s-a făcut cu minte. Deci, dragii mei copii, eu mă gândesc că ar fi bine să nu fiți vreodată trecuți pe lista moșului ca și copii neascultători, deoarece este păcat să treacă pe lângă casa voastră și să nu vă aducă și vouă cadou pe care vi-l doriți. Astfel au încheiat pic și pop povestea lor. Însă, când s-au uitat la prietenul lor, Ionuț, au văzut că acesta deja adormise, și astfel s-au așezat și ei la somn, mai ales că peste câteva zile urma să fie Crăciunul și își doreau din tot sufletul să vadă ce cadouri va primi prietenul lor. Ionuț Crăciun fericit copii